Cred că putem începe. În regulă. Mulțumim. Bună ziua! Mulțumim tare mult pentru participarea în cadrul webinarului de astăzi, având ca și temă răspunderea pentru securitate, sănătate în muncă a salariaților. În această după-amiază ne bucurăm că sunt alături de noi, sunteți alături de noi și cu această ocazie. Ne face o deosebită plăcere să organizăm acest eveniment în colaborare cu Stoica și asociații, unii dintre cei mai longevivi membri BRCC și totodată și susținători ai camerei. În acest sens, dorim să-i urăm bun venit domnului Andrei Buga, partener în cadrul Stoica și asociații, și să-i mulțumim cu această ocazie pentru disponibilitatea sa de a participa în cadrul sesiunii de astăzi. Câteva detalii administrative. Dorim să vă anunțăm că evenimentul va avea o durată de aproximativ o oră. În prima parte, domnul Buga va avea o prezentare și sesiune Q&A. Întrebările de această dată se pot adresa chiar și în timpul prezentării, după fiecare slide. Vă invităm așadar să adresați întrebările în cadrul căsuței de chat a Zoom-ului. Menționăm de asemenea că webinarul va fi înregistrat și ulterior el va fi disponibil atât pe site-ul BRCC cât și pe canalul nostru de YouTube. Câteva cuvinte despre domnul Buga. Andrei Buga este partener în cadrul Stoica și Asociații de peste 12, cu o experiență de peste 12 ani în cadrul domeniului dreptului muncii. Face parte din echipa Stoica și Asociații începând cu anul 2009. A asistat în acest sens și reprezentat clienți români și străini într-o varietate largă de probleme pe partea de drepturile muncii, oferând consultanță de specialitate în legătură cu relațiile individuale și colective de muncă, în contextul punerii în aplicare a strategiilor de afaceri în toate sectoarele economice. Ca și context al webinarului, în cadrul sistemului complex al relațiilor de muncă, asigurarea securității, sănătății muncă a lucrătorilor SSM reprezintă cea mai dificilă sarcină a angajaților. Obligațiile acestora sunt continue pentru că trebuie să elaboreze instrucțiuni de fiecare dată când introduc tehnici sau mijloace de producție. Andrei, ai cuvântul și mulțumim încă o dată pentru participare. Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru prezentarea făcută. Mulțumim de asemenea pentru invitație și suntem onorați să participăm alături de dumneavoastră la acest webinar și sperăm să fie o tematică interesantă. De asemenea, sperăm ca participanții să aibă întrebări și noi să putem să lămurim aspectele invocate. Am ales chestiunea referitoare la securitatea și sănătatea muncă, întrucât este o chestiune deosebit de importantă în raporturile de muncă și deosebit de oneroasă, de împovărătoare pentru angajator, întrucât acesta are foarte multe obligații de care nu poate să se degreveze indiferent de situație. Și aceste obligații, pe lângă faptul că sunt continue, sunt și dinamice, în sensul că ele trebuie să fie adaptate în fiecare moment la activitatea pe care o desfășoară întreprinderea, societatea. Aceste chestiuni sunt deosebit de importante, având în vedere răspunderea pe care angajatorul ca persoană juridică și sau salariați sau conducerea angajatorului o au în acest domeniu, principiul în acest domeniu fiind că angajatorul răspunde întotdeauna și răspunderea sa este aproape una obiectivă, inclusiv răspunderea penală poate să fie apreciată ca fiind aproape obiectivă, respectiv, indiferent de vinovăția angajatorului. Dar înainte de a discuta despre răspunderea angajatorului, trebuie să vedem cum trebuie să fie organizat serviciul de SSM, întrucât în funcție de această organizare decurge și răspunderea. Prima dată trebuie să spunem că legea folosește două noțiuni diferite, noțiunea de întreprindere și noțiunea de unitate și este necesar să vedem la ce se referă aceste noțiuni, pentru că poate să fie foarte confuze utilizarea lor împreună sau separat în lege.
În general, noțiunea de întreprindere se referă la persoana juridică privită ca întreg, cuprinzând toți salariații, toate mijloacele de producție, toate punctele și toate punctele în care desfășoară activitatea, iar noțiunea de unitate este utilizată în legătură cu angajatorul care desfășoară activitatea în mai multe puncte de lucru și se referă la fiecare dintre acestea, privite în mod distinct, adică fiecare unitate de producție, fiecare depozit, fiecare magazin, fiecare punct în care desfășoară activități. Această diferențiere este foarte importantă, întrucât avem pe de o parte obligații SSM care se raportează la nivelul întreprinderii ca întreg, dar aceste obligații trebuie să fie particularizate pentru fiecare punct de lucru în parte, pentru fiecare unitate în parte, pentru că în mod cert, în cazul unei societăți care desfășoară activități în mai multe unități, mai multe puncte de lucru, organizarea serviciului de securitate sănătate în muncă poate și trebuie să fie distinctă pentru fiecare dintre aceste puncte. Adică dacă la sediu de birouri trebuie o anumită organizare, un anumit SSM, la punctul de producție unde se produc diverse utilaje, spre exemplu, organizarea aceasta a securității sănătate în muncă este total diferită față de sediul angajatorului. În instanțele de judecată au stabilit în mod corect că organizarea activităților de prevenire și protecție a SSM trebuie să se facă în funcție de specificul fiecarei unități și în funcție de numărul de salariați care își desfășoară concret activitatea în acea unitate și nu trebuie să fie organizate activitățile de SSM în funcție de numărul de salariați pe care angajatorul îi are la nivelul întregii țări. Pentru că această subliniere este deosebit de importantă, pentru că legea obligă angajatorul să organizeze să organizeze securitatea și sănătatea în muncă în modalități diferite, în funcție de numărul de salariați care își desfășoară în concret activitatea la un anumit punct de lucru al angajatorului și în funcție de tipul de activitate. Această departajare a organizării serviciilor de securitate sănătate în muncă este importantă și din perspectiva răspunderii angajatorului, întrucât un angajator poate să organizeze serviciile de securitate și sănătate în muncă într-o anumită modalitate la un punct de lucru, să se întâmple un accident de muncă și ITM-ul să extindă activitatea de control la toate celelalte puncte de lucru ale angajatorului și să verifice în concret la fiecare dintre acestea dacă s-a organizat corespunzător serviciul de securitate și sănătate în muncă și eventual să aplice sancțiuni chiar dacă la acele puncte de lucru nu au existat accidente de muncă. Tocmai de aceea subliniem că acest serviciu trebuie organizat distinct la fiecare punct de lucru în funcție de specificul activității și în funcție de numărul de salariați. Legea obligă angajatorul să organizeze acest serviciu în funcție de numărul de salariați, respectiv dacă angajatorul are până în 49 de lucrători, acest serviciu poate să fie organizat, să fie asumat de către angajator cu condiția ca domeniul în care desfășoară activitatea, angajatorul să nu fie dintre cel care include activități industriale cu risc ridicat. Dacă angajatorul are între 50 și 249 de lucrători, atunci nu poate să își mai asume el organizarea serviciului de securitate și sănătate în muncă, ci trebuie să aibă lucrători anume desemnați în acest sens la fiecare punct de lucru. Dacă depășește 250 de lucrători într-o unitate, angajatorul trebuie nu mai poate nici să utilizeze lucrătorii desemnați, ci trebuie să organizeze un serviciu de securitate și sănătate în muncă sau să procedeze la externalizarea securității și sănătății în muncă. Așadar, în funcție de tipul de activitate pe care desfășoară angajatorul la fiecare punct de lucru și în funcție de numărul de salariați la fiecare punct de lucru, se organizează serviciul de SSM și nu, această organizare nu se raportează la nivelul întregului angajator.
dacă există întrebări cu privire la această chestiune. Dacă nu, voi trece la chestiunea referitoare la externalizarea serviciului de securitate și sănătate în muncă, întrucât această externalizare, deși pare că este o tehnică prin care angajatorul ar putea să scape de răspunderea pe care o are potrivit legii în acest domeniu, este fals. Chiar în condițiile externalizării, angajatorul rămâne responsabil pentru securitatea și sănătatea în muncă. Externalizarea serviciului de SSM nu poate să fie dispusă oricum, ci deși se poate aprecia că această decizie ar fi una de oportunitate, totuși există niște cerințe legale speciale care trebuie să fie îndeplinite în acest sens. Astfel, nu este o chestiune strict de oportunitate, ci trebuie să este și o chestiune de legalitate externalizarea serviciului de SSM, întrucât această externalizare nu poate fi făcută în orice situație, ci doar dacă întreprinderea, doar dacă angajatorul nu poate organiza activitățile de prevenire și cele de protecție din lipsa personalului competent. Așadar, dacă angajatorul, în urma unui audit pe care îl realizează, a unei verificări, a unei informări, constată că nu poate să efectueze toate activitățile de prevenire și protecție dintre cele prevăzute în lege, atunci trebuie să apeleze la servicii externe, unul sau mai multe servicii externe, pentru acele activități de prevenire și protecție pe care nu le poate desfășura cu personal propriu. Așadar, prima dată trebuie să existe o verificare la nivelul angajatorului dacă are capacitatea de a organiza servicii interne și dacă nu are această capacitate, abia atunci poate să apeleze la servicii externe. Serviciile externe de securitate și sănătate în muncă se organizează pe baza unui contract încheiat între angajator și prestatorul de servicii. În acest contract sunt menționate în mod expres activitățile de prevenire și protecție dintre cele care sunt stabilite în mod obligatoriu prin lege, respectiv prin hotărârea 1425/2006 de aplicare a legii 319. Se pune întrebarea dacă, în această situație a externalizării, pot fi externalizate toate activitățile de prevenire și protecție sau doar o parte dintre acestea, urmând ca angajatorul să rețină intern, prin lucrători desemnați sau prin servicii interne, o parte dintre activitățile de prevenire și protecție. Jurisprudența instanțelor de judecată nu este unitară. Unele instanțe au apreciat că nu pot fi externalizate toate serviciile de SSM. Alte instanțe au apreciat, dimpotrivă, că pot fi externalizate toate activitățile de SSM. Din interpretarea legii și din interpretarea modului în care este construit contractul de externalizare dintre angajator și prestatorul extern, se poate stabili că nu pot fi externalizate toate activitățile de prevenire și protecție, ci doar acele activități care nu pot fi desfășurate intern de către angajator. Menționăm că în contractul de externalizare a serviciilor de securitate și sănătate în muncă trebuie să fie prevăzute în mod expres servicii, activitățile care sunt externalizate. Așadar, este preferabil ca la nivelul angajatorului să rămână organizate o parte dintre aceste activități de prevenire și protecție dintre cele stabilite în mod obligatoriu prin lege, întrucât se poate considera că nu se pot externaliza toate activitățile. Cel puțin activitatea de organizare a cercetării evenimentelor și accidentelor de muncă ar trebui să fie păstrată de angajator intern, întrucât, pe de o parte, ar rezulta din interpretarea legii că trebuie să păstreze ceva în intern, dar, pe de altă parte, această activitate de
cercetarea evenimentelor și accidentelor de muncă este foarte important, cu consecințe juridice foarte importante, și atunci angajatorul ar trebui să aibă un control riguros asupra acestei chestiuni. Menționăm încă o dată, chiar și în ipoteza externalizării serviciilor de securitate și sănătate în muncă, atunci când angajatorul își desfășoară activitatea la mai multe puncte de lucru, fiecare serviciu de prevenire și protecție trebuie să fie adaptat fiecărui punct de lucru. Așadar, chiar dacă este externalizat, prestatorul de servicii externe trebuie și angajatorul trebuie să se îngrijească de acest aspect prin contract, respectiv că prestatorul de servicii externe organizează activitățile de prevenire și protecție specific pentru fiecare punct de lucru al angajatorului, nefiind permisă organizarea unui singur serviciu, chiar și externalizat, la nivelul unei întreprinderi, în condițiile în care își desfășoară activitatea în mai multe unități. Dacă există întrebări cu privire la această chestiune referitoare la externalizarea serviciului securitate și sănătate în muncă, văd că există în Q&A așa. Cred că o să răspund. Să le și citim, Andrei, în cazul în care... Da. Auditul trebuie efectuat chiar și atunci când discutăm despre societăți foarte mici, care în mod evident nu are personal calificat. În mod uzual, societățile mici externalizează complet, neavând personal calificat. Auditul de care am spus se referă la o situație în care angajatorul decide să externalizeze aceste servicii, dar în mod evident are o structură mult mai mare, își desfășoară activitatea în mai multe puncte de lucru, mai multe unități. Pentru, în cazul societăților foarte mici care desfășoară activitatea într-un singur punct de lucru, dacă angajatorul nu își poate asuma organizarea serviciului de securitate și sănătate în muncă, cred că o notă de fundamentare ar fi suficientă fără existența unui audit. Dar, potrivit legii, în cadrul societăților mari care au în pensie un anumit număr de salariați, se constituie diverse comitete în domeniul muncii. Comitetul pentru Securitate și Sănătate în Muncă, există comitetul de consultare, există sindicat și așa mai departe, lucrătorii desemnați și așa mai departe. Prin urmare, în cadrul acestor societăți, ar trebui ca decizia de externalizare a serviciilor de securitate și sănătate să nu fie o simplă decizie de oportunitate, ci să fie bazată pe o analiză. Pentru că, oricum, aceste societăți au obligația de a organiza diverse comitete ale salariaților în intern. O altă întrebare se referă la cât poate dura procesul de externalizare pentru o companie. Procesul de externalizare poate să dureze în funcție de negocierile care sunt purtate cu prestatorul de servicii, respectiv cât de mult negociază părțile până la ajungerea la o înțelegere și încheierea contractului. Poate să fie o zi, poate să fie o lună, depinde în funcție de cât de multe activități se externalizează. Depinde de perioada în care se negociază acel contract. Odată încheiat acel contract, serviciul este externalizat. Pentru societățile de consultanță la domeniul IT, adică vă referiți la domeniul IT dacă este necesară implementarea unui audit sau nu pentru a externaliza serviciile de SSM la o societate IT. Dacă va confirma ipoteza, o să răspund după ce o să am această confirmare. Este în regulă? Da, este în regulă, așa cred că putem să trecem la următorul slide în momentul în care se confirmă. O să revin în momentul în care se confirmă. În ceea ce privește răspunderea pentru securitatea și sănătatea în muncă, principiul care este stabilit clar de lege și la care nu se poate deroga, este că angajatorul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. Și că externalizarea serviciilor nu exonerează angajatorul de responsabilitățile în acest domeniu,
De asemenea, nici obligațiile lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă nu aduce atingere principiului responsabilității angajatorului. Așadar, angajatorul este responsabil în orice situație și pentru orice accident de muncă sau eveniment de muncă și nu poate să înlăture această răspundere, nu poate să încheie un contract cu un prestator de servicii prin care să îi se înlăture răspunderea pentru SSM. Este unul dintre pilonii care guvernează securitatea și sănătatea în muncă, pentru că legea pune mai presus de interesele angajatorului, pune securitatea salariaților. Și dacă ar exista o dispoziție contrară, respectiv că în caz de externalizare angajatorul ar putea să fie exonerat, s-ar putea crea premisele ca angajatorul să nu ia toate măsurile sau cele mai bune măsuri de securitate și sănătate în muncă și să ajungă la evenimente nefericite. În ceea ce privește răspunderea pentru securitatea și sănătatea în muncă, aceasta este administrativă, este administrativ contravențională, este penală și civilă. Toate aceste forme de răspundere pot să existe în cazul unui accident de muncă și angajatorul poate fi sancționat penal, poate să răspundă civil, poate fi sancționat contravențional și poate să răspundă civil pentru accidentele de muncă. În ceea ce privește telemunca, ca o noutate legislativă în spațiul nostru juridic, în cadrul telemuncii există anumite aspecte particulare referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, în sensul că angajatorul are niște obligații specifice, respectiv să asigure mijloacele aferente tehnologiei, informației și comunicațiilor și echipamentele de muncă necesare prestării muncii, dar această obligație nu este absolută. Se poate conveni ca telesalariatul să utilizeze propriile mijloace de comunicație, adică să-și utilizeze calculatorul personal pentru a desfășura munca. Angajatorul are obligația să instaleze, să verifice și să întreține echipamentele de muncă necesare pentru prestarea telemuncii și de asemenea să asigure condiții pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă. Această din urmă obligație se traduce de obicei prin efectuarea unui instructaj de securitate și sănătate în muncă cu privire la desfășurarea activității în regim de telemuncă, instructaj pe care salariatul confirmă că l-a făcut și l-a înțeles și l-a însușit. De asemenea, de foarte multe ori se face o demonstrație practică online cu privire la aspectele de securitate și sănătate în muncă, astfel încât salariatul, pe de-o parte, să înțeleagă exact care sunt condițiile în care trebuie să-și desfășoare activitatea și, pe de altă parte, angajatorul să se asigure că a predat și salariatului toate aceste elemente, astfel încât, în caz de accident de muncă, răspunderea sa să fie mai mică. O să punctez faptul că atunci când apare un accident de muncă, ITM-ul de obicei încheie 2 sau 3 acte juridice, încheie un proces verbal de cercetare tot timpul, încheie un proces verbal de cercetare care este un act administrativ și care se atacă în contenciosul administrativ, încheie un proces verbal de contravenție, care este un act care se atacă la instanțele civile și mai încheie, dacă este cazul, un proces verbal de sesizare a organelor penale. De multe ori, accidentele de muncă implică și o componentă de vătămare corporală a salariaților sau deces al salariatului și de aceea, în foarte multe cazuri de accidente de muncă, organele ITM-ul încheie un proces verbal pe care îl înaintează organelor de poliție în vederea cercetării accidentului de muncă, dacă reprezintă sau nu și o infracțiune, dacă a s-a comis o infracțiune în cadrul accidentului de muncă.
trebuie să precizăm că încheierea concomitentă pentru același accident de muncă, atât a unui proces verbal de contravenție, cât și a unui act de sesizare a instanței de judecată, un act de sesizare a organelor de urmărire penală urmată de deschiderea unui proces penal, este o practică care încalcă articolul 6 din Codul de Procedură Penală referitor la neaplicarea a unei duble sancțiuni pentru aceeași faptă. În România, potrivit Convenției Europene a Drepturilor Omului, contravențiile sunt asimilate procedurii penale, cu toate consecințele care ne cuvine, deci sunt privite ca fiind sancțiuni în materie penală. Astfel încât pentru același accident de muncă nu pot fi aplicate deopotrivă atât o sancțiune contravențională, cât și o pedeapsă penală. Dacă se întâmplă acest fenomen, angajatorul trebuie să atace la instanța civilă proces verbal de contravenție, inclusiv invocând inclusiv acest aspect a încălcării principiului ne bis in idem. Dar dacă ITM-ul nu aplică o contravenție și sesizează organele de urmărire penală în mod direct, aceasta nu înseamnă că nu va mai putea aplica contravenție ITM-ul pentru acea faptă, pentru că dacă organele de urmărire penală constată că nu sunt întrunite elementele pentru existența unei infracțiuni, atunci ITM-ul are dreptul să aplice o sancțiune contravențională pentru nerespectarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă. În legătură cu acest aspect al legăturii dintre răspunderea contravențională și răspunderea penală, vreau să subliniez o hotărâre judecătorească în care s-a reținut că nu este incident principiul ne bis in idem, întrucât ITM-ul a aplicat sancțiunea contravențională pentru încălcarea legii 319 privind securitatea și sănătatea în muncă și pentru încălcarea hotărârii de guvern 1425/2006, respectiv pentru încălcarea normelor de aplicare a legii securității și sănătății în muncă. Și acel angajator fusese sancționat contravențional pentru încălcarea legii, pentru că doar în lege sunt prevăzute sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea obligațiilor stabilite de lege. Normele de aplicare a legii nu cuprind asemenea sancțiuni contravenționale, întrucât normele de aplicare a legii reprezintă doar o dezvoltare a principiilor și obligațiilor stabilite de lege. Cu toate că a fost invocat aplicarea în principiul ne bis in idem, instanța de judecată a considerat că nu este aplicabil, tocmai din acest motiv, că în procesul verbal de cercetare se face referire la nerespectarea atât a legii cât și a normelor de aplicare, normele metodologice de aplicare a legii. Această decizie este ciudată, pentru că normele metodologice de aplicare a legii nu reprezintă o lege în sine, nu instituie obligații suplimentare pentru angajator, ci doar dezvoltă obligațiile care sunt stabilite prin lege. Cu toate acestea, această hotărâre este definitivă și procesul penal, deși teoretic nu poate să continue, întrucât a fost aplicată deja o sancțiune pentru aceeași faptă, el va continua pe baza acestei hotărâri judecătorești. Și practic, angajatorul va fi sancționat atât contravențional, cât și probabil penal, pentru aceeași faptă, ceea ce încalcă în mod evident dispozițiile din procedura penală și dispozițiile Convenției Europene a Drepturilor Omului. Procesele verbale întocmite de către ITM sunt foarte des utilizate și invocate în dosarele penale, în sensul că de cele mai multe ori procurorul și instanțele penale își bazează rechizitoriu și hotărârile judecătorești în bună parte pe concluziile procesului verbal de cercetare întocmite de către ITM. Practic, în foarte multe situații, hotărârea judecătorească de condamnare penală preia efectiv raportul procesului verbal de cercetare întocmit de către ITM și la final adaugă câteva considerații de natură penală. De aceea, este foarte important ca acest proces verbal de cercetare
să fie atacat la instanța de contencios administrativ, pentru că el constituie un element probatoriu foarte important care este reținut de către instanțele de judecată în materie penală. În practică, ITM-ul de cele mai multe ori invocă faptul că acest proces verbal de cercetare nu poate să fie atacat în contenciosul administrativ, întrucât reprezintă un act de sesizare a instanței, a organului de urmărire penală și atacarea lui este inadmisibilă. Această practică a ITM-ului este greșită și este înlăturată de către instanțele de judecată, care rețin că sunt competente să judece legalitatea și temeinicia procesului verbal de cercetare a evenimentului, indiferent dacă acesta constituie sau nu baza sesizării organului de urmărire penală. Văd că avem întrebări, doar pentru societăți, pentru susținut cu foarte mulți salariați. Sunt câteva întrebări. Da. Andrei, între timp s-a clarificat și partea aceasta cu ipoteza pentru societăți în domeniul IT, dacă ai putea să o preiei. Deci, perichele, da. O să și citim eventual. Deci, confirmăm ipoteza pentru societăți în domeniul IT cu foarte mulți angajați, pericolele nefiind numeroase, dar numărul de angajați foarte mare. Se are în vedere externalizare completă. Acesta ar fi cazul. Am înțeles. Așa cum am precizat, există instanțe de judecată care rețin că externalizarea poate să fie completă. De asemenea, există instanțe care rețin că externalizarea nu poate să fie completă și cred că această, din urmă, situație este mai aproape de spiritul și litera legii, întrucât legea stabilește în mod clar, spre exemplu, unul dintre argumente este că, potrivit legii, în contractul de externalizare a serviciului de SSM, trebuie să se precizeze în mod concret acele activități care urmează să fie externalizate. Dacă s-ar fi permis neechivoc o externalizare totală, nu ar mai exista această prevedere în lege. De aceea cred că o externalizare totală ar putea să fie dispusă doar în mod excepțional. Atunci când angajatorul, în mod obiectiv, din motive foarte bine întemeiate, nu poate să organizeze un serviciu intern sau să desemneze niciun lucrător în acest sens. Am înțeles, da. Mulțumim tare mult pentru clarificare. Următoarea întrebare, dacă din experiența ta există companii sau organizații care nu au măsuri de securitate și sănătate în muncă, sau este obligatoriu ca toate companiile să asigure aceste condiții pentru angajați? Este obligatoriu ca toate companiile să asigure aceste condiții pentru angajați. Este obligatoriu ca toate companiile să asigure instruirea la locul de muncă și să ofere echipament de protecție pentru salariații care necesită un asemenea echipament, care lucrează în condiții care necesită un asemenea echipament. În mod clar, există companii care nu au măsuri de securitate sănătate în muncă. Exemplele pe care le-am descoperit se referă la materia penală, respectiv infracțiuni pentru neluarea măsurii de securitate sănătate în muncă, în care au fost identificate exact companii care nu au asemenea deloc, nu organizează asemenea servicii. Înțeles. Inclusiv sancțiuni, deci vorbim și de sancțiuni. Tot... Așa se descoperă, dacă sunt unii care scapă. Am înțeles. Da. Am înțeles, dar mulțumim tare mult pentru răspuns. Următoarea întrebare are legătură cu telemunca și, într-adevăr, chiar sunt interesante setul acesta de întrebări. Ce anume se consideră accident de muncă în cadrul telemuncii? Când vorbim despre echipamente de muncă, ne referim la scaun ergonomic, de exemplu, dacă există timp flexibil, cum delimităm exact când un accident în cadrul telemuncii este un accident de muncă? Accident de muncă în cadrul telemuncii nu... Definiția accidentului de muncă în cazul telemuncii nu diferă față de definiția accidentului de muncă în orice altă situație, respectiv o violentare a corpului salariatului, indiferent de urmări și așa mai departe. Deci va fi accident de muncă dacă evenimentul, dacă accidentul se desfășoară în timpul în care salariatul se întâmplă accidentul, în timpul în care salariatul desfășoară activitatea. Orice accident, da. În perioada de muncă, este accident de muncă. Cam asta este definiția. Indiferent că nu este la birou, deci de fapt asta contează. Este pe muncă. Nu contează. Da. De asemenea, când
în cadrul telemuncii, referitor la timpul flexibil, în cadrul contractului de telemuncă trebuie să se precizeze expres orele în care salariatul își desfășoară activitatea. Deci dacă un accident de muncă are loc în cadrul acelui interval orar, atunci el trebuie să fie considerat accident de muncă. Angajatorul ar putea să se exonereze răspundere dacă instructează telesalariatul corespunzător, dar telesalariatul încalcă acest instructaj. Respectiv, în cadrul, în timpul programului de muncă, se duce să-și cumpere, facă cumpărături și are un act, și suferă un accident. În mod evident, în această situație, dacă angajatorul l-a instructat corespunzător, acesta n-ar trebui să răspundă pentru accidentul de muncă, pentru că practic nu este un accident de muncă. Dar aceasta este se condiția, poate dovedi, da. Da, dar aceasta este condiția esențială, să-l fi instructat corespunzător. Corect, da, mulțumim frumos. Următoarea întrebare, la fel tot despre telemuncă, da. Dacă se poate considera telemuncă atunci când angajatul prestează activitatea în altă țară. Da, există o interpretare a ITM București, în sensul că legea nu distinge și telemunca poate să fie prestată inclusiv în afara țării. Și atunci, dacă vorbim de, hai să zicem, un eventual accident, cum se poate investiga? Dacă accidentul de muncă nu este mortal, atunci angajatorul trebuie să cerceteze accidentul de muncă și, prin urmare, el va avea procedurile pentru a cerceta acel accident de muncă. Dacă este mortal, atunci vor interveni organele de cercetare din acea țară și lucrurile se complică destul de mult. Da. Am înțeles, da. Mulțumim frumos pentru clarificare. În cazul telemuncii, cum se face în concret evaluarea riscurilor la locul telemuncii, mai ales acum când nu mai este obligatorie indicarea locului muncii în contractele de telemuncă? Dacă, ipotetic, telesalariatul poate lucra de oriunde din numeroase locații, cum am putea evalua în concret riscurile pentru a face un instructaj aplicat? Cum se delimitează accidentele de muncă, respectiv cum putem ști în concret că accidentul a survenit când telesalariatul muncea? Cred că ați răspuns în mare parte. Da. Dar în contractul mai aveți doar ceva de adăugat. În contractul de telemuncă trebuie să fie specificat locul în care, locațiile din care care salariatul își va desfășura activitatea. Această obligație nu știu să fi fost suspendată pe perioada stării de urgență. Nu, am înțeles că ea se continuă, practic, deci trebuie menționat în momentul în care a schimbat adresa, inclusiv spațiul geografic, trebuie iarăși notificat angajatorul. Practic. Așa este. Am înțeles. Următoarea întrebare și ultima în acest sens. Ce valoare are procesul verbal de cercetare în cazul unui litigiu pentru acordarea de daune? Da. Și exemplifică, deci am avut un caz în care instanța a reținut culpa angajatorului, cu toate că angajatorul nu a fost indicat ca responsabil cu producerea accidentului. Care este opinia dumneavoastră cu privire la valoarea procesului verbal în cadrul unui proces civil? Ne referim la ipoteza unui proces verbal neatacat. Sunt puține informații într-adevăr, dar doar ca să... Da. Procesul acela verbal de cercetare a evenimentului este o probă în procesul civil și este un act administrativ care se bucură de prezumția de legalitate. Prin urmare, este o probă importantă, o probă care este analizată cu foarte mare atenție de către judecătorii care judecă procese privind daune din rezultate din accidentul de muncă și este foarte greu de făcut dovada contrarie, respectiv dacă procesul verbal reține o culpă a angajatorului sau nerespectarea măsurilor de SSM, atunci va fi foarte, foarte greu spre imposibil de dovedit contrariu într-un proces de daune. Dacă se reține nerespectarea obligațiilor referitoare la organizarea securității și sănătății în muncă, atunci acea probă va cântări foarte greu într-un proces civil. De aceea este foarte important ca acel proces verbal de cercetare să fie atacat și să se încerce anularea lui pe cale judecătorească, pentru că el este izvorul atât pentru răspunderea civilă, cât și constituie în același timp un element foarte important în cadrul răspunderii penale. Am înțeles. Mulțumim tare mult pentru clarificări. Doar o ultimă precizare. Da. A fost modificată legea telemuncii și nu mai există obligația indicării locurilor din care se prestează telemunca în contractul de telemuncă. Ok. Da.
Da, mulțumim atunci pentru precizare. Cred că putem să continuăm cu următorul slide. Dacă sunt întrebări, la fel le vom prelua. În ceea ce privește răspunderea penală, cea mai gravă formă de răspundere a angajatorului, practic răspunde persoana care avea îndatorirea de a lua măsurile de securitate și sănătate în muncă. Persoana juridică, angajatorul răspunde, cred că întotdeauna răspunde, în calitate de autor, fie singură, fie alături de persoana fizică responsabilă în mod nemijlocit din cadrul angajatorului, de luarea măsurilor privind securitatea în muncă. Aici este important de subliniat că este necesar ca angajatorul să desemneze în mod oficial o persoană care să fie responsabil de SSM, pentru că dacă există la nivelul companiei în fapt un responsabil de SSM, dar acesta nu are o decizie de numire, atunci această situație de fapt nu îi conferă acelui salariat calitatea de responsabil legal cu securitate, sănătate în muncă și atunci angajatorul va răspunde inclusiv pentru această omisiune. Deci formalismul trebuie să fie respectat în acest domeniu. Subiectul pasiv al infracțiunii de neluare a măsurilor de securitate și sănătate în muncă prevăzut de articolul 349 Cod Penal este salariatul, adică acea persoană care are încheiat un contract individual de muncă. Nu orice persoană care suferă un accident este protejată de norma penală, ci doar persoana care are calitatea de salariat. În general, în practică, sunt urmărite infracțiunile de este urmărită infracțiunea de neluarea măsurile de securitate și sănătate în muncă prevăzute de articolul 349 Cod Penal împreună în concurs cu altă infracțiune, respectiv cu o infracțiune referitoare la persoana salariatului, cum ar fi ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și așa mai departe, pentru că de cele mai multe ori răspunderea penală se antrenează după ce se produce un accident de muncă. Chiar dacă norma penală specială de neluarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă este o infracțiune de sine stătătoare, este o infracțiune de pericol care nu presupune prin ea însă și producerea unui accident de muncă, ci doar iminența producerii unui accident de muncă, sunt foarte puține cazuri în care organele de urmărire penală urmăresc o infracțiune fără să existe un rezultat, adică fără să existe o vătămare a corpului unui salariat. De aceea, de cele mai multe ori, o să fie concurs între această infracțiune și o infracțiune contra persoane. Vătămare corporală din culpă, ucidere din culpă și mai rar uz de fals, atunci când angajatorul, după ce se produce un accident de muncă, încearcă să falsifice actele referitoare la predarea și însușirea de către salariați a instructajului SSM, respectiv atunci când semnează în fals că a instructat salariații. În ceea ce privește răspunderea penală, codul stabilește două modalități, în ceea ce privește forma de vinovăție, respectiv intenție și culpă. Este foarte greu de determinat care este sfera de cuprindere a vinovăției sub forma intenției și sfera de cuprindere a vinovăției sub forma culpei, întrucât fiind vorba de o infracțiune de rezultat în sine, de pericol în sine, fără nefiind necesar produce un rezultat, va fi foarte greu de decelat forma de vinovăție. În practică, am analizat și am descoperit că se poate reține forma culpei cu aplicarea unui regim sancționator mult mai blând atunci când angajatorul permite salariaților să realizeze anumite activități utilizând un dispozitiv improvizat și atunci când nu utilizează echipamentul de muncă corespunzător, echipamentul de muncă care a fost pus la îndemână salariaților de către angajator. De asemenea, este reținută forma culpei, a fost reținută în practică forma culpei, forma de vinovăție a culpei, atunci când
unii salariați au prestat anumite activități care nu erau în fișa lor de post, efectiv excedeau raportului de muncă, excedeau obiectului muncii și nu au primit instructaj necesar pentru realizarea acelei activități care nu era cuprinsă în fișa postului. Mai există specii în care neasigurarea echipamentului de muncă specific este tratată ca fiind o infracțiune din culpă, dar aici am identificat specii în care este tratată ca fiind o infracțiune și cu intenție. Adică în funcție de importanța echipamentului de muncă, importanța echipamentului de protecție în desfășurarea activității, ea poate să fie, infracțiunea poate să fie săvârșită din culpă sau cu intenție. De asemenea, a mai fost reținută forma de vinovăție a culpei atunci când au fost utilizați muncitori necalificați pentru desfășurarea unei anumite activități, respectiv când pentru desfășurarea unei anumite activități era necesar ca lucrătorii să aibă anumite licențe, cum ar fi o licență ISCIR pentru a fi legător de sarcină sau licență ISCIR pentru a fi stivuitorist. Dacă lucrătorul a desfășurat activități fără să aibă această licență, atunci angajatorul a fost considerat răspunzător penal pe forma de vinovăție a culpei. În general, angajatorul a fost considerat a fi responsabil sub forma de vinovăție a intenției, ceea ce atrage un regim sancționator mai grav, atunci când lipsește cu totul instructajul în domeniul securității și sănătății în muncă, respectiv, atunci când nu este încheiat un contract de muncă, deci vorbim despre muncă la negru și, prin urmare, nici instructajul de SSM nu este făcut, sau atunci când, deși este încheiat un contract individual de muncă, lipsește cu desăvârșire instructajul SSM. În aceste cazuri, instanțele de judecată au stabilit că fapta a fost săvârșită cu formă de vinovăție a intenției. Am identificat și o speță, o hotărâre judecătorească, în care instanța de judecată a fost reținut atât forma de vinovăție a culpei, cât și forma de vinovăție a intenției. Este o ciudățenie, pentru că răspunderea penală fiind subiectivă trebuie să fie fundamentată pe una dintre cele două forme de vinovăție, ori în acea speță instanțele de judecată nu au fost foarte dornice să identifice foarte clar care este forma de vinovăție, au spus că s-au încălcat atât din culpă cât și cu intenție. Din ceea ce privește regimul sancționator, pentru persoanele juridice se aplică doar pedeapsa amenzii penale, care se stabilește pe baza unei formule în funcție de numărul de zile de amendă. Această modalitate de determinare a amenzii a fost declarată parțial neconstituțională de către Curtea Constituțională, respectiv referire la cifra de afaceri a persoanei juridice. Deocamdată, din câte știu, nu a fost modificat codul penal astfel încât să se stabilească o formulă de calcul mai clară decât cea care a fost declarată neconstituțională. Este foarte important de subliniat că pe lângă pedeapsa amenzii pe care o poate aplica instanța de judecată, există și mai multe pedepse complementare pe care instanța le poate aplica. Una dintre acestea este dizolvarea persoanei juridice, care va fi foarte greu de întâlnit în practică, întrucât presupune că persoana juridică a fost realizată pentru a comite infracțiuni. Este greu de pentru a comite infracțiunea de neluare a măsurilor de securitate și sănătate în muncă. Pot exista și alte situații, dar nu sunt specifice acestui domeniu. De asemenea, se poate dispune suspendarea activității persoanei juridice, de asemenea, este foarte greu de imaginat aplicarea acestei sancțiuni complementare, dar una dintre sancțiunile complementare care poate să fie aplicată este închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice, respectiv punctele de lucru în care s-a desfășurat activitatea în realizarea căreia a fost săvârșită infracțiunea. În practică, mulți angajatori, după ce apare un accident de muncă,
iau măsuri și refac, își refac baza materială și refac punctul de lucru, astfel încât să poată să desfășoare activitate în continuare la acel punct de lucru. Un exemplu din practică este un punct de lucru în care a avut loc o explozie, explozie care a determinat fisurarea pereților de rezistență și așa mai departe, și toate aceste elemente de siguranță au fost refăcute de către angajator, practic s-a refăcut hala care a fost deteriorată urmarea exploziei și se pune problema dacă ulterior acestor investiții făcute de către angajator, instanța de judecată poate să suspende, poate să închidă punctul, acel punct de lucru. De aceea este foarte important de urmărit cu atenție procesul penal, pentru că se poate ajunge aici. De asemenea, este foarte important de urmărit ce măsuri ia angajatorul după ce are loc un accident de muncă, astfel încât investițiile pe care le realizează la acel punct de lucru în vederea repunerii în funcțiune să nu fie inutile. O altă pedeapsă complementară este referitoare la interzicerea de a participa la procedurile de achiziție publică. În general, această pedeapsă complementară se aplică infracțiunilor care sunt în legătură cu trucarea de achiziții publice, dar există situații numeroase în care participarea la o procedură de achiziție publică să fie condiționată de prezentarea unui cazier judiciar curat. Prin urmare, chiar dacă nu este în legătură cu o achiziție publică, o asemenea infracțiune poate să determine persoana, poate să determine imposibilitatea de a participa la achiziții publice. De asemenea, se poate dispune plasarea sub supraveghere judiciară a persoanei juridice pentru activitatea de SSM, ceea ce înseamnă că persoana juridică, angajatorul, va avea un administrator statutar care se va ocupa de toată activitatea societății, mai puțin cea de SSM. Pentru activitatea de SSM, fiind numit un administrator judiciar pentru o perioadă determinată de timp, care să organizeze și serviciul de SSM. Bineînțeles, vor exista numeroase situații în care va exista conflict între administratorul statutar și administratorul judiciar, întrucât organizarea SSM-ului presupune alocarea de fonduri. Și administratorul judiciar va cere fondurile necesare pentru a organiza serviciul de SSM, fonduri care trebuie să fie dispuse, să se fie amasate de către societate. Cum? Rămâne la a vedea în practică cum se va întâmpla, dacă va fi cazul, o asemenea dualitate de administrare. În ceea ce privește răspunderea organelor de conducere ale întreprinderii, adică administratorii și directorii, aceștia, în general, se reține că aceștia răspund doar dacă au atribuții în ceea ce privește securitatea și sănătatea muncii, adică dacă au atribuții particulare. Dacă nu au asemenea atribuții particulare, în general răspunde persoana juridică, nu și conducerea persoanei juridice. Dacă există întrebări, nu știu dacă mai apar vreo întrebare. Da, am înțeles. Da, mulțumim frumos. Este o întrebare, cred că, legată de SSM. Putem prelua și acum. Dacă serviciul este externalizat, mai trebuie o decizie a conducerii sau contractul de prestare servicii este suficient? Contractul de prestări servicii ar trebui să fie încheiat urmarea unei decizii care constate faptul că nu se pot organiza toate serviciile de securitate și sănătate în muncă la nivelul întreprinderii. Am înțeles. Și ulterior contractul de prestări servicii. Da, ulterior contractul de prestări servicii. Da, da. Care este cea mai gravă pedeapsă pentru încălcarea măsurilor de securitate și sănătate de către angajator? Păi este pedeapsa penală, amenda penală în cuantumul care va fi stabilit de către instanța de judecată. Deocamdată, modalitatea de stabilire a cuantumului este incertă de vreme ce a fost declarat neconstituțional acel articol din codul penal, referitor la sancționarea persoanei juridice. Am înțeles, da, mulțumim atât pe partea de întrebări. Da. Cred că putem trece mai departe. În cazul externalizării serviciilor de SSM,
răspunde atât angajatorul cât și prestatorul de servicii. Așa cum am menționat, angajatorul nu poate fi degrevat de această răspundere în orice situație. Angajatorul și prestatorul de servicii externe pot să răspundă împreună, solidar, pentru că se poate reține săvârșirea, se poate reține cauzarea unui accident de muncă din pricina amândurora, respectiv atunci când prestatorul de servicii externe nu a luat toate măsurile pentru asigurarea securității sănătății în muncă, răspunde prestatorul de servicii, dar răspunde și angajatorul. Indiferent dacă i-a externalizat în totalitate sau parțial serviciile de securitate și sănătate în muncă. Prestatorul de servicii externe ar putea să nu răspundă dacă întocmește instructajul de securitate și sănătate în muncă, dacă stabilește toate categoriile de risc care pot să fie incidente și toate acțiunile și inacțiunile care trebuie să fie luate de angajator, dar angajatorul încalcă acest instructaj, încalcă aceste norme și introduce în muncă un dispozitiv neconform, care nu a fost prezentat prestatorului de servicii externe. În această situație se poate aprecia că prestatorul de servicii externe nu ar trebui să răspundă pentru că nu știa despre existența acelui pericol la adresa securității și sănătății în muncă a salariaților. Prestatorul de servicii externe răspunde atât penal cât și civil pentru accidentele de muncă. Văd că nu există... În acest moment nu cred că putem să continuăm cu prezentarea. Da. Nu știu cât timp mai avem. Am verificat da. Și putem să mai continuăm pe următoarele slide-uri. Am înțeles. În ceea ce privește răspunderea salariaților, pentru că în acest domeniu nu răspunde doar angajatorul, răspund și salariații. Salariații răspund pentru nerespectarea măsurilor luate de către angajator. Astfel, pentru a se stabili o răspundere a salariaților, trebuie să fie îndeplinită o situație premisă, respectiv ca la locul de muncă să existe un set de măsuri cu privire la securitatea și sănătatea în muncă și acest set de măsuri să fie apt să asigure securitatea și sănătatea în muncă. Deci nu trebuie doar să existe, ci să fie conform. De asemenea, pentru a se putea atrage răspunderea salariaților, este necesar ca acest set de măsuri cu privire la securitatea și sănătatea în muncă să fie adus la cunoștință salariaților, care aducere la cunoștință care se realizează prin semnarea acelor carnete de securitate și sănătate în muncă, este forma care este stabilită de către ITM. Respectiv, eu cred că este singura modalitate în care se poate face proba faptului că salariatul a fost instruit în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă. Semnarea carnetului de instructaj. Așadar, este pentru a se putea atrage răspunderea salariaților, este necesar să existe un set de măsuri, acest set de măsuri să fie conform și să fie adus la cunoștința salariaților. Dacă aceste trei condiții sunt îndeplinite, salariații care nu respectă măsurile cu privire la securitatea și sănătatea în muncă pot să răspundă penal pentru fapta lor. De asemenea, ei pot să răspundă civil pentru fapta lor. În ceea ce privește răspunderea civilă a salariaților, dacă în timpul desfășurării activității are loc un accident de muncă, salariatul este implicat într-un accident de muncă, răspunderea civilă a salariatului va fi antrenată în solidar cu răspunderea civilă a angajatorului, întrucât salariatul este un prepus al angajatorului, se consideră că salariatul este un prepus al angajatorului și chiar dacă salariatul nu a respectat normele de securitate și sănătate în muncă, datorită existenței raportului, angajatorul răspunde solidar cu salariatul sau în locul salariatului și, prin urmare, va exista această
acest tip de răspundere a angajatorului pentru fapta salariatului, chiar dacă nu este fapta angajatorului, chiar dacă acesta a luat toate măsurile de securitate sănătății în muncă, angajatorul față de terțe persoane cărora li se produc daune poate să răspundă pentru fapta salariatului, datorită existenței raportului de prepușenie. De asemenea, o ultimă chestiune pe care am analizat-o este răspunderea în cazul lucrătorilor autorizați. Există anumite activități pe care lucrătorii pot să le desfășoare doar dacă dețin anumite autorizații sau licențe, cum ar fi licența de la ISCIR. Există și atunci se pune întrebarea. Acele prescripții ale ISCIR pe baza cărora se obține licența sunt niște cărți. Unele au sute de pagini. Și salariații, lucrătorii, pentru a obține acea licență, se presupune că trebuie să învețe toate acele reguli, reguli de desfășurare a activității. Se referă în principal la stivuitorii și la sudori, la lucrătorii care lucrează cu macarale și așa mai departe. La lucrătorii care lucrează în domeniul lifturilor, în domeniul cazanelor sub presiune și așa mai departe. Și se pune întrebarea, dacă ei au obținut o licență care le permite să desfășoare activitatea din partea organelor de stat, angajatorul trebuie să-i mai instruiască în domeniul securității și sănătății în muncă sau nu? Pentru că se presupune că de vreme ce au fost autorizați în mod special de către stat urmarea a derulării unor stagii de pregătire, ar trebui ca acești lucrători să știe exact ce au de făcut și angajatorul să nu răspundă dacă ei nu fac exact ce au de făcut. Practica este contrară, în sensul că chiar și în cazul acestor salariați, angajatorul trebuie să aibă propriile norme de securitate, sănătate, muncă implementate la nivelul unității, norme pe care trebuie să completeze cunoștințele pe care le-a dobândit salariatul și pentru care a fost licențiat. Deci, chiar și în cazul acestor salariați, este necesară existența instructajului la sănătate și securitate în muncă. De asemenea, este necesară existența instructajului chiar și pentru salariații care sunt conducători auto. Respectiv, angajatorul trebuie să le predea acestora modalitatea în care trebuie ca ei să circule pe drumurile publice, chiar dacă sunt conducători auto, profesioniști și care au mai multe avize, inclusiv psihologic, pentru a circula pe drumul public. Angajatorul trebuie să le mai predea încă o dată aceste noțiuni cu referire la regulile de circulație din codul penal. În ceea ce privește răspunderea angajatorului în situația în care, spre exemplu, salariatul își provoacă SIE și o hotămâre corporală dacă nu respectă regulile de circulație. În practica instanțelor de judecată s-a reținut că dacă angajatorul a instruit salariatul despre modalitatea în care ar trebui să circule pe drumurile publice și acest instructaj este corespunzător, atunci accidentul rămâne accident de muncă, dar angajatorul nu va răspunde pentru accidentul de muncă în sine, dar el rămâne accident de muncă, însă angajatorul nu va răspunde pentru că nu există raport de cauzalitate între nerespectarea de către salariat a normelor de deplasare pe drumurile publice, respectiv la codul rutier, și răspunderea eventuală a angajatorului. Dar această răspundere este înlăturată numai dacă angajatorul l-a instruit corespunzător pe salariat cu privire la circulația pe drumurile publice, respectiv angajatorul trebuie să mai predea încă o dată salariatului codul rutier, deși acesta teoretic are permis de conducere. Cred că m-am încadrat într-o oră. Da, mulțumim tare mult pentru prezentare. Într-adevăr, informații foarte utile. Cred că o parte și participanții le știau, însă mersul acesta în amănunt și intrarea în detaliu chiar ajută pe partea aceasta, plus anumite clarificări pe care le-ai oferit. O ultimă întrebare aici pe partea de telemuncă, dacă este acceptată întârzierea semnării, dat fiindcă angajații nu vin la birou din motive de prevenție.
cum ai răspunde la... Am înțeles, am înțeles. M-am confruntat cu asemenea chestiune în sensul în care în această situație cred că se poate ca acest instructaj să fie predat salariatului pe forme de comunicare și acesta să confirme că l-a primit instructajul, l-a înțeles și l-a însușit și urmează să-l respecte și această formă de comunicare la distanță s-ar trebui să fie considerată ca suficientă. Din păcate, practica demonstrează că ITM-ul nu este de acord cu această formă de comunicare. Chiar dacă avem în codul muncii dispoziții referitoare la încheierea contractului de muncă cu semnătură electronică, fișele de instructaj rămân un instrument de bază la care, pe care le au în considerare ITM-ul atunci când analizează un accident de muncă. Am înțeles, dar se mai consideră contravenție, deci orice întârziere sau doar în momentul în care nu sunt semnate în urma unui control? În urma unui control. Problema nesemnării fișelor de instructaj nu apare oricând, ci doar dacă apare un control sau dacă este un accident de muncă. Dacă este un accident de muncă, prima dată când vine ITM-ul să facă cercetare, cere fișa de instructaj. Fac aceste verificări, am înțeles, da. Da. Mulțumim tare mult. Cu siguranță, dacă mai sunt întrebări, Andrei a lăsat detaliile aici, deci puteți să-l contactați direct pe partea aceasta. Nu știu, vrei să mai spui câteva cuvinte la final? Mai avem 2 minute, doar da, de încheiere. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sper că detaliile pe care le-am dat au fost utile. Toate detaliile au fost culese din practica instanțelor de judecată, adică am încercat să înglobez în această prezentare hotărâri judecătorești, pentru că dincolo de lege, hotărârile judecătorești sunt cele care sunt mai aproape de modalitatea de organizare a serviciului de securitate sănătate muncă, întrucât legea conține câteva principii și obligații foarte generale în sarcina angajatorului. Această modalitate legislativă este specifică, întrucât este foarte greu pentru a cuprinde în sfera legii toate situațiile care pot să apară, cu atât mai mult cu cât cele mai multe dintre măsurile acestea de prevenție și de securitate și sănătate în muncă au caracter tehnic. Persoanele care realizează asemenea servicii, care prestează asemenea servicii, de obicei sunt absolvenți de licee sau de facultăți cu profil tehnic. Dar aplicarea lor în practică este decisă de către instanțele de judecată și am încercat să fac o prezentare a jurisprudenței în acest sens. Nu am citat numărul deciziilor și așa mai departe din motiv de confidențialitate, dar toate informațiile sunt de acolo sunt extrase. Am înțeles. Mulțumim tare mult, Stoica, și asociații, la fel și Andrei Buga, pentru disponibilitate de a-ți prezenta expertiza în cadrul acestui webinar. De asemenea, vă invităm să participați și la evenimentele noastre online din perioada următoare. Următorul eveniment va fi în data de 9 decembrie, împreună cu membrii noștri Retina, cu tematica importanța unui CRM eficient. Mulțumim că ați fost alături de noi încă o dată și vă așteptăm cu mare drag și data viitoare. Mulțumim foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru participare.